Virgin Radio Breakfast și bine sună piesa asta. Și ce dimineață frumoasă de luni avem. Alo? Alo? Să mă dați mai încet pe radio și pe mine și pe Veronica. Vă rugăm. Mihai, din București. Da, da. Mihai. Mihai. Ce faci, Mihai? Păi, tocmai ce mi-a lăsat băiețelul la grădi și mă duc acasă să mă bucur de ziua liberă. Bravo, da, aplauze, e zi liberă azi? Da, e jobul meu, lucrez de marți până duminică. Atunci Mihai, să fie zi liberă și cu 1000 de euro, zi. Răspuns corect la toate întrebările, ținem pumnii. Băi, am emoții, în fiecare zi. Mihai, tu mi-ai pus florile în bancă! A, ce frumos. Mihai, noi avem foarte mare încredere în tine. Nu știu, ne spune așa vocea ta că o să iei, o să dublezi banii. Se poate. Astăzi. Hai să vedem. Mihai, ținem pumnii. 3, 2, 1, scapă de emoții. Let's go! Din ce țară provine dansul tradițional numit tarantela? Italia. Care este numărul de cod al agentului James Bond? 007. Care este prenumele portalului Duke Adam? Helmut. Ce țară leagă tunelul feroviar submarin numit Canalul Mânecii? Ce țări? Franța de Anglia. Cum se numește râul care traversează orașul Timișoara? Bega. Cum se numește băutura răcoritoare făcută din zeamă de lămâie, apă și zahăr sau miere? Limonadă. Ce cântăreaț a lansat piesa oficială a serialului Clanul, Sângele frate nu te face? Teoroz. Cum se numeau conducătorii Egiptului antic? Faraoni. Care este temperatura de fierbere a apei în grade Celsius? 100 de grade. Ce sport se practică în competiția numită Turul Franței? Ciclism. Yeah! Bine, Mihai! Doamne, Mihai, ce ne-ai făcut? Bravo! Stai și un pic, scuze un pic. Yeah. Pot să zic ceva? Da! Zi. Iubita mea, vezi că vine acasă și-a luat 1000 de euro! Ce drăguț ești, doamne! Uite, te-ai lăsat Mihai! Copilul la grădiniță, piele de, de găină, scriu oamenii noștri pe WhatsApp. Uite, Mihai, nu te-ai grăbit deloc! Asta înseamnă! Ai venit, ai răspuns deștept și ai luat toți banii. Bravo, Mihai, așa se face. Am avut ceva emoții la aia cu apa. Am zis, băi, să nu dau aiurea cu apa, cu fierbea, cu 90. Încă ai emoții, Mihai. Nu, ai răspuns atât de bine și atât de calm, doamne. Mihai, cu ce te ocupi? Zine despre tine. Eu sunt balerin, de fapt, sunt dansator. Oh my God! Ce tare! Nu ești Mihai Petre, nu? Nu, Mihai. Mamă, foarte tare, Mihai, ne bucurăm mult de tot. Mihai este din București, 31 de ani, balerin, dansator, pentru că eu presupun că nu dansezi doar balet. Da. Cred că dacă știi balet, poți să dansezi cam orice. Mi se pare foarte greu baletul, dar tot respectul pentru toți oamenii care fac asta. Dacă divorțează vreodată, Mihai, să ne zică! Da, să auzi ce zic fetele? Da, fetele. Nu e loc de divorț. Bravo, băi, ce frumos! Exact. Ce faci cu 1000 de euro, Mihai? Păi, sincer, nu știu. Habar n-am. Da. Să vedem, cred că o să ne luăm o vacanță frumoasă. Uite ce frumos! Doamne, Mihai, am început săptămâna extraordinar cu tine și îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Încă ai emoții, nu? Da, bine, până acum am fost poprit pe dreapta, acum am zis, băi, gata, am luat banii, îi dau să cum înainte spre casă. Asta zic, felicitări, Mihai, mulțumim că ne-ai În încheiere, dă-le un sfat oamenilor care vor intra zilele următoare. Care-i șmecheria? Să fii calm, cum ți-ai păstrat cumpătul? Zile oamenilor ce să facă să câștige 1000 asta de euro la Virgin Radio. Șmecheria este că eu, după data de 5 septembrie de când am început grădinița, în fiecare zi îmi las copilul la grădini, după care mă opresc și răspund la întrebări alături de concurenții care intră cu voi pe fir. Uite! Băi, fix despre asta e jocul, să știi. Și uite, vezi, s-a întâmplat. Și ai până acum... Mă optic, adică am momente când răspund eu greșit și zic, bă, de ce n-am fost atent? Uite, măi, vedeți, bă, dragilor, asta înseamnă să faci exercițiu în fiecare zi, chiar dacă nu prinzi linie. Felicitări, Mihai, ne bucurăm tare mult pentru tine, să nu închizi telefonul, da? Nu închid, vă pup. Te pupăm, băi, am dat 1000 de euro la dispari în 60 de secunde. Bună dimineața, ne întoarcem în doar 2 minute cu un nou concurs, nu schimbați postul, ăsta e Virgin Radio.